cine Iordan de la Ioana privit asemă de zan, Hristos, săvratul nezolos, prin rugăciune prea curată mai sală, pădurea cinstită de viață, pădurea cruci, căruia ne încrăm, pădurea cinstită de viață, pădurea cruci, căruia ne încrăm și călui tuturor sfinților tăi, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni, iubitori, pe-i rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, este Hristoasă Dumnezeu nostru, mântuiește-ne pe noi. Amin. Se-mi bisericește prunca ta aceasta, Maria Magdalena, în sfântă subornicească biserica ta, în casa slavă ta cele cuprinse, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se-mi bisericește prunca ta aceasta, Maria Magdalena, Sfântă Biserica ta, în casă slavă tale cele cuprinse, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se bisericește prunca ta aceasta, Maria Magdalena, în Sfântă Biserica ta, în casă slavă tale cele cuprinse, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Acum liberează, Doamne, pe roaba ta în pace. Căci vă zrui, te-ai mântărat, pe care ai gătit-o înainte feților poporilor. Lumine spre descoperirea neamului și slavă poporului tău Israel. Deci sunt bună, bunii, nu? Da. Deci vene, Marine, nu te uita lung la mine. Ia minte că îți revine, îți revine serviciu. Așa, să vă trăiască. Eu deja am ajuns bunic. Mă, eu dați lunășica. Eu dați luna așa. Nășicu. Nu să veni și clonare. Finaca cu copilul. Se tunde roaba lui Dumnezeu, Maria Magdalena, în Sfântă Biserica ta, în casele ce ne cuprinse, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Amin. Fraților, oricum, are păr mai mult decât tot neamul băsesc. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Dumnezeu celui viu, a revenit în lume ca să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel de Tisteu. Încă cred că acesta este însuși preacuratul Tău și acesta este însuși preacurat sângele Tău, deci mă rog, ție mirește și iartă. Toate greșelile săvârșite cu voie sau fără de voie, cel cu știință, cele ce prin neștiință, cele ce prin călcare poruncă și prin neascultare, ce au fost făcute de prunca ta aceasta, Maria Magdalena. Se împărtășește, roa Dumnezeu, Maria Magdalena. Nașul, văd că-i place. Îi mai dau, tată. Îi mai dau, așa. Îi mai dau. Dacă îi place, îi mai dau. De la lapte să dau o parte. De la nu prea. Ia dă-i. Dacă vă spuse că îi place, seamănă neamul nostru aici. Să vă trăiască. Mulțumim. Iubiți părinți, iubiți nași, iubiți părtași, la taina să vă rugătesc. Iată, dragii mei, este o zi deosebită. Ziua de 23 octombrie, unde bunul Dumnezeu a făcut să răsară soarele, arătând de acum încolo lumina sufletului al micuței noastre, Maria Magdalena. E o mare bucurie pentru familia Culuș, pentru Romeo și Florina, părinții care astăzi, într-adevăr, văd o mare bucurie în inimă și în suflet, pentru că fiica lor a primit taina Sfântului Botez. Știind că Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne spune nouă tuturor, lăsați copiii să vină la mine, ca unora ca acestora este împărăția cerurilor. Iată, dragă Florina, bunul Dumnezeu a lăsat ca această fiică duhovnicească să primească taina Sfântului Botez și totodată să fie împărtășită cu trupul sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Având în vedere timpul care ne presează, noi cei care am slujit, îi dorim ca în tot cursul vieții să aibă parte, în primul rând, de multe bucurii, să aibă bunul Dumnezeu grijă, să-i presare pe calea vieții, pe tale de crin și de trandafir, știind că Mântuitorul Iisus Hristos a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Pe această cale, dragii mei, să căutați să călăuziți pași micuței noastre Maria Magdalena și dorim ca de acum încolo bunul Dumnezeu să vă învrednicească de fiecare dată, să ne aduceți aici, să pășească pragul bisericii, să fie împărtășită în cele patru posturi, iar bunul Dumnezeu să fie alături de dumneavoastră prin harul să ce Dumnezeu. Noi cei care am slujit, vă urăm din toată inima să ne trăiți într-o mulți ani. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile semine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți, vă fie viața numai lumină, ca în lumină să tăinuiți, pentru credință și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. În tot cazul doresc ca bunici, atât dintr-o parte cât și din cealaltă, să-i învrednicească Dumnezeu, să meargă cu acest frumos copilaș de fiecare dată, să-l plimbe și să-și aducă aminte de neamărim că nu numai cursele care trebuia să le facă în țară au fost bune. E bine să faceți curse și cu micuții noștri care de acum încolo vă merită titlul cel mare de bunic. Dumnezeu să ne ajute, fericire și bucurii să-i dea Dumnezeu. Așa. Rămâneți un pic pe loc, dumneavoastră. Domnul Romelu, veniți. Părinte, stați. Din partea lui Romeo, pentru vicii nași, vă face cadou un obiect frumos. O candelă, care de fiecare dată când vă veți ruga seara, să vă aduceți aminte că le-a spus nași. Iar dumneavoastră, drag Romeo, împreună cu soția, să vă rugați pentru acești nași că au avut dragoste, au avut iubire și sper că de acum încolo să fiți exact cum sunt părinții cu fiilor. Știind că dânsi și de acum încolo sunt părinți spirituali și doresc să fie cu mare bucurie. Să ne trăiți într-o mulți ani. Acum vă spun și eu am indicat în treapta aceasta și am pășit pe o treaptă frumoasă. Sunt de 7 bunici. Și vă spun sufletește aproape săptămâna. De multe ori am spus, vă las pe Popa Vale, iau mașina și zbui eu la București. Și se face doar de în gât, de la micul. Păi da. Așa, nu știu. E ce e mai frumos. Da, Thank you.